de 1 martie, Institutul Cultural Român din Londra a organizat un spectacol special cu ocazia zilei de 1 martie, ocazia mărțișorului pentru românii din diasporă. L-au avut invitat special pe violoncelistul Andrei Cavasi și pe parcursul evenimentului chiar directoarea ICR Londra nu s-a sfit, nu s-a dat în lături de la a aduce un act artistic, da, îi putem spune. Ăștia sunt șefii model care pun mâna. Sau chiar gura, nu sunt simpli spectatori la ce se întâmplă acolo, ci se și implică. Catinca Maria Nistor este directoarea ICR Londra. Hai să și ascultăm în această interpretare. Mugiriță cu trifă, mugiriță cu trifă. Poate nici acustica nu ajuta. Ne gândim. Era puțin potrivnică. Căutăm alibiuri acum. Da. Varianta cântată de Narcisa Suciu se poate folosi la liniștit copilul. Da. Și asta... A agitat copilul. Dacă e nevoie, da, să îl treziți un pic. Poate e prea... Sau să-l pedepsiți. Ok. Să o dăm mai departe la Guantanamo. Înțeleg că au nevoie de... Toate de tortură. Nu-ți faci curaj, Radu, nu? Ce, să o întrerup. Nu pot, adică am mai ascultat odată aseară și, sigur, sentimentul de jenă auriculară persistă, dar e doar una dintre probleme, povestea asta, că... Să oprim atunci, dacă... Da. Domnișoara Nistor cântă în falset, pentru că eu am ascultat toată piesa și arde niște falset, câteva forme de falset absolut strani. Și vă recomandă, nu vocea, nu talent. Da. Asta este cea mai mică dintre probleme. Una dintre problemele ceva mai mari, care nu ține de talentul ei de cântăreață, este faptul că și-a auto-închiriat sediul ICR-ului pentru un spectacol artistic, în care nu știu dacă putea să apară câtă vreme. Sunt alte probleme nerezolvate acolo. Sunt informări și comunicate făcute cu greșeli de limbă. Făcute în engleză cu greșeli de limbă engleză în Anglia. La Londra, nu la altă parte. Că dacă erau în Djibouti, mai scăpai. Dar la Londra nu e ok. Pe urmă, mesajele acelea nu par direcționate spre publicul care ar trebui să le primească. Deci sunt niște vicii de structură acolo și de comunicare pe care nimeni nu s-a ocupat să le îndrepte. Pe urmă, există în continuare această poveste a felului în care Catinca Nistor vrea să fie mai multe lucruri deodată. Asta nu prea se poate. Și în momentul în care ești director la ICR, stai la ICR și îți faci mandatul. Unde stai, asta e altă discuție și o știm, deja e veche. Dar nu-ți iei 2 sau 3 concedii în 2023 deja, ca să fii la teatru în România. Așa ceva n-ai voie să faci. Deci ori ești actor și atunci te dedici vocației tale actoricești. Am vorbit, apropo, cu 2 regizori care mi-au povestit lucruri despre talentul actoricesc al doamnei, ori îți îndeplinești atribuțiile de director. Deci tu ești acolo trimis într-o postură managerială, nu artistică. Treaba ta este să faci lucrurile să meargă așa cum au mers ele înainte. Eu știu foarte bine pe una dintre fostele directoare de la ICR Londra, de acum 15 ani, cred, dacă nu mai bine, și știu că atunci institutul ăla zbârnea și făcea o grămadă de lucruri interesante. Iar aici, din punctul meu de vedere, e o confluență între impostură și tupeu la Catinca Nistor. I-am ascultat audierile, i-am ascultat doza de, i-am observat doza de îngânfare cu care a răspuns la întrebări incomode, la care n-a găsit răspunsuri bune și atunci a preferat tupeul. Știm povestea cu apartamentul cu chirie care costă cosmic, na? Catinca Nistor refuzând un apartament al ICR-ului în care au stat ceilalți ocupanții postului. Știm toate lucrurile astea. Știm cum a ajuns la Teatrul Bulandra, speculând, zice-se, un testament nescris al lui Ducu Darie. Știm mișcarea de protest a actorilor de acolo, care au constatat tot felul de matrapazlăcuri, printre altele. Deci un asemenea personaj n-ar avea voie decât într-o țară prost așezată să ocupe mai departe funcția asta. Sunt oameni excepționali care nu au fost luați în seamă, pentru, nu neapărat pentru Londra, pentru ICR-uri. Eu mai știu director de ICR
numiți acum. I-am văzut în acțiune sau în inacțiune, de fapt. Sunt oameni care nu cunosc limba, dar și-au propus să o învețe. Nu cunosc limba locului în care au fost trimiși la post. Sunt oameni care n-au nicio legătură culturală sau de altă natură cu spațiul acela și totuși sunt acolo. E o răzbunare asta, că noi vorbim stricat, de exemplu, engleză și cu greșeli, pentru că și când vorbesc română, ați văzut. Da, sigur, româna fiind o limbă internațională de prestigiu, da, putem fi orgolioși. Dau un singur exemplu, sigur, un om ceva mai în vârstă, dar verde la cap, Dinu Flămând. Dinu Flămând este un om care știe 5-6 limbi străine, care poate traduce poezie dintr-o limbă străină în altă limbă străină, fără să treacă prin română, care este un om de un farmec excepțional, de o cultură adâncă, este traducătorul lui Psoa în română, printre altele, și care nu știu dacă a fost îmbiat vreodată sau solicitat să ocupe o asemenea funcție. Pentru că, dacă tot vorbim de ICR-uri, ele trebuie să mai asigure un lucru, reprezentativitate. Noi trebuie să avem acolo oameni care să ne reprezinte, da? Și care să-și facă mandatul, care să închege sau să lase să continue punțile culturale între noi și alte țări din Europa și nu numai, că avem ICR și la New York. Ori așa ceva, o asemenea persoană, dacă este reprezentativă, ne expune judecăților. Da? Adică Anglia poate să se întrebe, mă, deci asta este produsul vostru cel mai bun, da? Este crem de la crem. Păi da. Asta este vârful vostru, înseamnă că n-aveți ceva mai de ispravă. Bă, păi n-arătați bine, nu vă supărați. România e o țară cu oameni frumoși. Așa a zis premierul. E o țară frumoasă, dar n-a zis niciodată și deștept sau ceva de ce arătați. Dar nu e vorba de deșteptăciune. Dar să analizăm? A vrut să se afirme sau a vrut să ajute momentul artistic care poate nu avea prea multe elemente? Cred că a vrut să-și facă o toană, o dambla, cum se spune. Și a luat prizonieră asistența de acolo, din cere. Acolo nu-i sufrageria, dumneavoastră. Acolo este un sediu oficial al unei instituții. Atmosfera a fost destul de relaxată. Avem, iată, chiar și înregistrarea sa de acolo. Tot de la evenimentul de 1 martie. S-a trecut puțin și pe la... A făcut senzație pe rețelele sociale. L-am văzut și pe Mihai Călin, că a scris. Dar nu asta e problema, că s-a trecut de la un gen la altul. Problema rămâne inadecvarea acestui personaj la funcția pe care o ocupă. Și marile abateri, pe care nimeni nu le... De văzut de vede, dar nimeni nu le sancționează. Este protejată sau dă impresia că are un spate foarte, foarte puternic. Sigur că bănuielile duc spre domnul Nistor, tatăl, da? Care are diverse funcții și prin PSD și prin masonerie, și chipurile el ar fi Pavăza, care o ține la adăpost pe Catinca Nistor, dar Catinca Nistor nu e bună pentru așa ceva. Poate deveni o bună cântăreață, habar n-am. După ce am auzit, nu cred. Da, poate deveni, poate își cultivă vocea, poate face alte lucruri utile, însă pentru ICR, Londra mai ales, care este unul dintre ICR-urile cheie, nu se califică.